Ai urcat în vibrațiile când, când terminăm cu prostiile. Terminăm cu prostiile. Că vai, ce bărbat bun a avut în viața ei. El a avut grijă a ei și ea n-a știut să-l onoreze, să-l iubească cum trebuie. Ea și-a ales alt. Tu proiectezi din tine toată frumusețea, bunătatea, dragostea, ăsta zi, necondiționalismul. Tu proiectezi din tine un fel de se sare în scenariu și acum fiecare ce merită. Da? Ok, prezent, da? Trecut, imediat în trecut, adu-ți aminte, ce ai meritat? Am avut o viață extraordinară, am avut un salar, un job, un... imediat la salar, da, da, da. Nu, am vrut să zic viața, familia, prieteni, colegi, tot extraordinar, da? Asta ai meritat-o, nu asta în ce ești acum. De aia se spune, simte prezentul, prezentul se vindecă. Înapoi în viitor nu se vindecă trecutul. Un fel de, în trecut nu mai poți schimba nimic, dar în schimb de acum încolo poți face nimic. Nu! Prezentul îl vindeci și s-a schimbat în trecut. Și ți-aduce aminte ce minunat a fost de aia, pentru că. Da? Și proiecțiile toate îs ce meriți. Uite ce meriți. Uite în ce ai fost. Și uite ce ți se deschide. Ți se deschide din nou... nu din nou. Ți se deschide ceea ce ai învățat acum. Tu azi ai învățat și ai trăit atunci așa. Înțelegi ce zic. Și acum fiecare intră în scenariul său pe care îl merită și lumea se sperie. Vai de noi, că ce merităm noi? În așa ce... Nu! Acum se clirui, se vindică, am mai zis, până la fiecare care cum. Până la Crăciun, eu așa știam. Se trece încă o dată, până în martie, cică. După, da? În 2025 deja. Nu mai e treabă. Tu deja ai ieșit. Deja ai ieșit în, și te simți minunat. Te simți minunat pentru trecutul tău. Deci ai chiluit, vindecat trecutul tău. De aia ai fost așa fericit, fericită în 3D. Acum, pentru viitorul meu, trebuie să-ți dispari, să înțelegi că oameni suntem, omenește să înțelegi. Băbește! Ok. Și îți faci, îți vindeci prezentul. În prezent cum te simți. Aia se vindecă. Și în viitor se face drumul. Tic, 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 tic. Apare ceva ce asta și mi-am dorit, da. Și așa am și trăit. Știi? Pentru că tot timpul îți vindeci prezentul. Lămurești, înțelegi turbulențele. Acolo e. 7 de cupe. E vermoză. Voi doi. Dar relația. Relația în, într-o direcție, dacă se vindecă în toate. Deschide, descoperă, deschide, desfă. La detaliu. Tot ce nu-ți place, tot ce nu-ți place în proiecția care o ai lângă tine, e din 3D ce s-a proiectat. Tu ai avut un vis. Acum le vindeci, le cliru și ai amintirea ce a fost. Ori ce a fost înseamnă în prezent. De toți pereții și asta a fost. Da? Visul tău se împlinește în trecut acum. Ca să înțelegi ce spune femeia asta. E? Așa, așa e fizica cuantică, științific, cum se întâmplă. Și atunci se vindecă pe parcurs totul și mai departe. Ai să vezi, ai să simți. Ți se deschide intuitiv. Da. Intuitiv, nu am zis și uite, Luna, intuitiv, foarte frumos. Intuitiv și oglinda se cliruie. Câmpul tău energetic se cliruie. Asta văd acum în... Da. Intuitiv, da, se cliruie. Și ce faci cu regele de spade? Îl bagi în 4 de cupe.
Intră în patru de cupe regele de spade. O, ce am fost, ce am avut și ce am pierdut, un fel de, da? Proiecțiile sunt ale tale, îl trage în... Asta înseamnă, ți se întoarce tot. Acum ți se întoarce tot ce în 3D ți-ai dorit, ai visat, ai să fie, să întâlnesc om, e din tine. Tu dacă zici să întâlnesc om minunat, tu te lepezi de așa ceva. Da? Neselit de nimeni. Eu mă lepăd, eu să întâlnesc om. N-ai treaba omului. Tu vezi de împlinirea ta. Tu să fii minunat, minunată, tu să fii împlinită. Tu cum înțelegi lucrurile. Da? Tu te deschizi ca o floare. Ți-ți place omul, da. Te deschizi, da. N-a înțeles omul, greșeala lui. Pac, s-a închis. Divin! Culme, nu că tu vezi, Doamne, cine mis, n-ai înțeles, m-am închis, am plecat. Ba, ba, da, ba, da, ba, da, cine mis. Nu, divin ești, răcit, răcită. Cu cine rezonează? Nu poți să faci nimic, nimic. Mai încerci ceva, că ești înțelept, înțeleaptă și înțelegi cam pe unde ești. Și mai încerci, domnule, să mai... Dar până nu accepti ce ai văzut, da? Și ce se întâmplă în câmpul tău energetic și la detaliu și n-ai zis, domnule, aia așa a făcut, aia așa. Asta nu înseamnă că trădezi omul și spui la tot colțul cum e sau trădezi relația voastră. Nu, ești analistul, analista, magia mistică, zi cum vrei, detectiv mistic, așa. Să lămurești din ce cauți, ești psihologul tău. N-ai treabă, n-ai treabă, n-ai nicio treabă. Nu te, n-ai tu treaba cine ce zice, cine cum crede. Nu te interesa, în 3D te interesa pentru că tot din tine proiectai în afară. Nu aveai nezgernământul de am o leacă, dar îmi trebuie și mie, dacă îmi bag o ala prost. Aveți? Da, am, dar îmi trebuie și mie. Da? Și de aici vine neînțelegerea, tu nu te-ai vindecat, n-ai înțeles și se proiectează lângă tine, drag, știi ce, care îți dă numai cuțărâita dragoste. Nu, tu dai tot, da? Tu te deschizi tot, dai tot, tu nu ești cuțărâita, dai tot în câmpul tău energetic. Dar câmpul energetic trebuie să merite. Cum merită el? Să-ți dea tot înapoi, tot. Normal că tu dacă la tot pasul, ce faci, cum ești, ești ok, ok. Ești ok, nu e pur și simplu, ești ok, a, să te sun, să... Nu e pe bune. Ce face, domnule? Mai trăiești? Ai ce mânca, ai ce... Da? Vezi, ai grijă. Uite ce am auzit, uite cum se întâmplă, uite energetic unde suntem. Pum. Ai grijă omului care... Da? Când vii normal, când vii, te aștept cu ce pot și cum pot. Dar dacă omul nu se deschide și nu-ți vine la tine cu la fel de deschis, deschisă, nu există că n-are de unde. Tu știi cum e când n-ai de unde și dai tot. Tu știi ce înseamnă să împarți. Ce putere. Nu se duce nimic la tine, nu vine de la tine, spre mine nimic. Tu știi ce înseamnă să te împarți cu ultima fărâmă de pâine. Și proiecția ta, drag, știi ce ai proiectat. Nu știi ce înseamnă să se împarte. Mai bine mănâncă el sau ea, cu cine rezonează. Și ți aruncă așa ca la un câine, o bucățică de portocal. Dar tu trebuie să... Tu ești detectiv mistic. Tu trebuie să participi, răsuflici mânicile și participi în scenariile propuse divin, programările. Numai așa îți vindeci prezentul și se întâmplă în viitor. Înapoi în viitor. Înapoi în viitor. Se întâmplă ce se întâmplă frumos. Înțelegi? Nu aproasta ți se dau situațiile. Asta înseamnă magul vieții. Știi? În 3D apără un om, a făcut aia și a făcut aia. Omul a făcut aia, e una. Și să înțelegi că din tine ai dat tot. Ca omul să nu să strângă și să țină pentru el tu ce e dat tot, ia el, fetele băieți. Ține pentru el și la despărțire nu-ți dă nimic, să zicem. Sau are grija ta și se împarte cu tine pentru că tu ai zis mie nu-mi trebuie nimic. Eu te-am iubit necondiționat. Eu și când m-am gândit, domnule, dacă ne despărțim, fiecare merge pe drumul, mie nu-mi trebuie nimic. Și ai zis nu odată cu cine rezonează. Eu nu pentru bogății trăiesc cu tine. Și bogățiile erau. Și
vacanțe și tot cu cine rezonează, da? Și fiecare are ce merită în sensul ăsta. Ai înțeles ce s-a întâmplat? Good for you. Și mergi mai departe. Și de-abia acum ți se deschide drumul spre visul tău pe care îl meriți și să auzi fiecare merită ce are, înseamnă că are de trecut prin ceva încă de cliruit, de vindecat. Nu ți s-a pus ultimul în ultima instanță, știi? Ți s-a pus adjudecat. Da? Știi? Nu e. Fiecare merită ce are. Acum pornește pe drumul de a clirui, de a vindeca spațiul, câmpul tău energetic. Da? 5 de cupe. Și ne împaște un 5 de cupe. Asta vă zic de grab. Răsturnat. Da, situațiile ți le povestește. Prin ce ai trecut. N-ai treabă. Știi, înțelegi unde ești, înțelegi despre ce e. Îți dai seama, ai de vindecat fizic, psihic, ai de vindecat atâtea chakralic, fiecare chakra are scutul său energetic care a fost distrus, săritură cuantică, prin ce ai trecut, da? Stratosfere și zic cum vrei la fizică, când cade racheta, nu cade, când vine să, da? Revine înapoi. A fost undeva și vine înapoi. Cum e? Cum ai învățat la fizică? Forța de frecare, când ajunge, da? Dacă mai rămâne ceva, dacă e aleajul puternic, dacă e, că nu știi pe ce pământ ajungi, forța de frecare, din ce-i totul e total, e diferit, tu te transformi dinăuntru, în afară se transformă totul. Fantastic! Ajunge acolo că te doare să spui despre omul drag că n-a făcut aia. Nu faci așa, nu merge așa. Nu are ce căuta cu tine în viață. Punct. Spațiu. Ei da de înțeles, omul n-a înțeles, încetuț, elegant, nu? Un fel de englezește. Într-o zi nu te-a mai văzut. Într-o zi nu v-ați mai întâlnit. Da, ce răsturnat aici. E răsturnat. 7 de monede a cuiva și îți vin ție. 6 de cupe unde sufereai că cineva drag ție e în altă relație, între unghi. Acolo ești în energiile alea, clirui acum. Da? Cu cine rezonează, e super. Se vindecă. Și îți vine altcineva în viață, da? Poate că nu e atât de ca și proiecție, da? Pentru că tu... Cum? Adu-ți aminte cum proiectai tu în 3D. Întâi vedeai omul. Un fel de... Tu erai mag, de întotdeauna ai fost. Are potențial sau nu? Are, da. Merge mingea. Da. Și umor. Da. Nu contează ce lucrează. Nu contează. Student lucrează. Da, erai tânăr. Adu-ți aminte și tu erai magul vieții tale. Ți-a plăcut omul, stai un pic la povești și are potențial, are. Pot să fac din el ceva, din ea. Ca și proiecție, deja știai, simțeai subconștient. Da? Ești păpușarul, dar în sensul cel mai frumos. Un fel de dai din tine tot. Da? Necondiționat. Are potențial, ține necondiționalismul meu sau nu? Are. Sau nu prea are. Dar curioasă, iarăși suflet eu mânecile și mă bag în așa ceva, în aluatul ăsta și fac din aluatul ăsta, fac un om extraordinar. Pentru că așa merge, dinăuntru tău se proiectează. E? Dar trebuie să accepti și câmpul energetic să reciclezi. Domnule, nu merită, nu are, nu face, nu ține față la... la... Ce-i cu... Am văzut nebunul... Nebunul a plecat și asul de monede e al tău. E super. Uite cum stați amândoi, că o monedă mare cât casa. Și vă simțiți așa de bine. Cuplu. Și nu-ți faci griji câți ani n-ai avea. Cât de puternic n-ar fi fost transformarea ta și ține de transformare și întâlnești omul și ți se pare ăsta e, ea e, el e. Și e o dragoste nebună. Și dată peste cap. Și omul nu se... N-are de unde. Da?
Întâlnește omul, tu ești deschis, deschisă, tu ești pregătită, ești despachetată ca mag, despachetat, și te deschizi și omul te vede și scuipă, nu? Și calcă în cizmă, trece pe lângă. Tu ești floarea aia despachetată și trece prin grădină, se bagă și calcă. Cea mai frumoasă o găsește, domnule, și o calcă cu papucul. Și merge mai departe. Înțelegi? N-are un fel de rang. Să ai grijă rangului tău și mândrie acolo e. Onoare, adevăr, rangul tău. Trebuie să accepti și rangul. În 3D toți suntem egali, toți suntem... Nu există. Nu. Tu ai copacul neamului, care a făcut ce a făcut, a ajuns unde a ajuns. Nu-i oricum, nu degeaba de secole se ținea cont cu cine se căsătoresc ei, cu cine, da? Și l-a dat peste cap și plângeau și eu îl iubesc, o iubesc și intra, se lega magic, da? A, ce pământuri au, țara aia, ok. Și regii, reginele erau legați magic între ei, nici nu știau săracii, da? Intrau în căsătorii și în un fel de necinstiți. Rang, e de rangul cu tare, punct. Asta înseamnă vibrațional rang, ce rang ai tu, cineva e de 3D, cineva e de 4D, cineva e fără supărări, de 5D, înțelegi niște lucruri, ajungi și te ții. În sens fără supărări, în sens de poți să te superi cât vrei. Eu pot să mă supăr cât vreau, dacă eu nu am grijă vibrațională a mea, a ce se proiectează din mine, pot să mă dau un spectacol cât vreau, că nu o să mă țină energiile astea, frecvența 5D. Și am căzut în 3D, turbulență. Și acolo am rămas. Ne? Ești de rangul de 5D, punct. Ai fost dintotdeauna. Dar să ajungi acolo, trebuie să știi cum ajungi. Trebuie să înțelegi, să-ți descoperi, să-ți deschizi talentele, harul, darurile. Spațiul. E al tău, te așteaptă. Rangul vibrațional. E super. Da, e când, până ajungi mag. E negustor, e țăran, negustor, toate sună frumos, mândru, dar nu sunt separat, nu sunt, magul le are pe toate, da? Asta înseamnă a crește în rang, în vibrațional, să urci, să faci, să vrei, ce ai răsturnat aici? Regele de cupe ai răsturnat, el să se simtă rege și ea să fie la picioarele lui, cum îți place? Da, nu, ai răsturnat. E răsturnat, da, să și vezi, e răsturnat așa ceva. Bun, acolo suntem azi, da? Se vindecă, se cliruie. Energetic, ești ajutat, ajutată divin, dar ajuți și tu dinăuntru tău. Nu mai stai la cheremul a nimic, da? Dacă omul nu înțelege, omul îi se duce mintea și omul nu înțelege. Cine? Regele de monede, nu înțelege, da? Și... Și ai înțeles lucrul ăsta și ai asul de sceptru, tu, nu regele de monede. Regele de monede și-a dorit banii. Și sceptru, știm ce înseamnă, da? Sceptru la bărbat, ce înseamnă? Și-a dorit banul, nu și-a dorit... întâi banul și după aia zice aia și... Să cânte cu coșelul. Fiecare are ce merită. De aici, de acum încolo, se vindecă, se hiluie acum. Care, cum, unde e? Fetele, băieții. Să ne cânte cu coșelul. Da. Bună dimineața. Dar înțelegi ce zic. Da, intuiția. Acolo e. Rămân.